Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod din Fortnite Battle Royale. Astăzi o să vă învăț o mișcare destul de simplă, se numește High Ground Takes și probabil că ați văzut la Sway la mai toți playerii. Această mișcare a luat numele de la jucătorul Apex, care l-a făcut în momentul în care era la turneu cu Sway și e o mișcare destul de simplă. În primul rând, ca să faceți, va trebui să puneți o podea aici jos, să mergeți cu capul așa, să puneți scară sub, aici, duceți. Bun, puneți aici și puneți o podea și cu un rooftop deasupra. Nu editați decât părțile astea două, da? Nu editați părțile astea, nu aia, nu aia, nu una, decât două, ok? Două din partea asta și două de aici. După, puneți scară acolo. Podea și cu scară. Și așa inamicul nu o să vă vadă când veniți. Da, cam așa ar avea, cam așa ar arăta. Bun. Acum sunt mai multe moduri de a le face. Mai este și modul acesta în care pur și simplu te duci și pui în spate o un rooftop, pui în spate un zid, mai pui aici un zid și o scară. Bine, scara trebuia să vină așa și să mai pui aici un rooftop, dar eu nu m-am maxat pe această mișcare pentru că mi se pare mult mai simplă cealaltă. Și în momentul în care cineva, să zicem că e deasupra voastră, el nu o să vă vadă, dacă vă sparge, voi veți fi protejați de prostiile astea. Și, da, și puteți pur și simplu să mai faceți așa, să faceți eventual un 90. Da, diferite forme. Acum depinde de voi ce alegeți să faceți. Cât despre edit, în momentul în care faceți push-ul acesta, dacă nu sunteți foarte bun pe edit, cum puteți să faceți mai repede? Pur și simplu, faceți decât prima parte și o faceți decât una și vă antrenați așa pe creativ și faceți în continuu. După ce o stăpâniți pe aia foarte bine, faceți așa. Ok? Bun. După, încercați cu două și resetați. Și după puneți aici scară și rampașul devine foarte simplu. Desigur, mai există și posibilitatea să puneți zid aici, că nu venea. Și în momentul în care voi sunteți aici, el va crede că vă veți duce așa, dar nu. Editați pur și simplu și începeți să construiți. Da. Bun, cam asta e faza în care puteți să o luați high ground-ul foarte ușor. În caz că vă spamează, două secunde să luăm aici o armă. Weapons, hai să luăm un scar. Ok, deci în caz că vă spamează, să zicem că... Deci să zicem că ăștia suntem noi, ok? Ne batem cu unul. Ok? Deci ele acolo tragem, bla bla bla, ne batem, ne facem aici bază, da, deci noi eram acolo și cumva el, făcând P90-uri, căcaturi și tot așa, a ajuns mai sus ca noi. Cum e asta posibil? S-a ajuns la același nivel ca noi. Bun, să zicem că noi vrem să pușăm, deci de acolo pușăm și mergem în sus. Dacă faci P90, cea mai bună abordare pentru a face chestia asta este să faci asta. Și a luat high ground-ul foarte ușor, până iar el va fi pe undeva pe aici, dar la înălțimea asta. Și va putea trage foarte ușor. Ok? Da? Bun. Deci e o idee foarte proastă. Ca să urcați mai rapid, puteți să încercați chestia asta. Care... nu e foarte rapidă, dar este eficientă. Ok, și să zicem că, ok, noi suntem acolo, să zicem că noi suntem sub aia. Și spamez nu îl lasă niciun caz să vină vreun player, da? Ce ar trebui voi să faceți, să caz că cineva vă spamează așa?
este să puneți aici un sus, unul jos. Puneți aici, editați. Mai puneți unul aici, încât să vă vadă că plecați și vă duceți cât de jos posibil. Eu acum am, sunt pe creativ și am redeployer. Voi poate nu aveți redeployer. Faceți ceva să ajungeți jos și vă puneți într-un box. Îl așteptați să coboare. În caz că nu coboară și nu vreți să așteptați, puteți să vă duceți să îl dați jos. Ok? Bun. Sau puteți să, în caz că să vă dați eu dacă v-a nimerit foarte mult, în caz că a coborât aici și nu ați apucat să vă dați un mini ceva, încercați să țineți cât mai mult. Dacă puneți scară, încercați să faceți această schemă. Bun, în momentul, acum o să vedeți de ce am pus scară aici. Deci el, să zicem că vrea să ne spargă, a dat un hit, noi am ieșit, am făcut acolo, a scos abia arma și până se tragă ne-a nimic câteva hituri aici și când a vrut am pus scară și le-am dat mai în spate, pentru că scara, în momentul în care cineva îți pune scara în față, te aruncă. Cam asta e tot ce contează. Bun, eu am fost Skyren, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe pentru mai multe episoade cu foarte mai multe tutoriale. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!